închei cu un mesaj optimist. Ghiciți de la cine? De la Albert Einstein, care spune așa: în perioada crizei se nasc invențiile, descoperirile și marile strategii. Cine depășește criza, se depășește pe sine însuși. Cine atribuie crizei eșecul său, personal sau de stat, își amenință propriul talent și cade robul mai mult problemelor decât soluțiilor. Vă urez succes în dezbateri. Dacă ne uităm puțin la ce a făcut, la ce a implementat Guvernul României în ultimii 2 ani de zile, putem regăsi. Avem aici legea salarizării unitare, al cărui scop principal a fost acela de a reduce quantum masei salariale în PIB de la 9,4% cât era în 2008. Targetul este să ajungem la 7% în 2015. Vă pot spune că astăzi, în 2011, suntem deja la 7,2%. Vom avea o performanță mai bună decât ne-am asumat inițial. Dar la fel, scopul era de reducere a cheltuielilor sociale. O a doua reformă pe care a implementat-o Guvernul în ultimii 2 ani este reforma sistemului de pensii. În primul rând am schimbat principiul acela de indexare la inflație față de indexare la salarii. Pe lângă creșterea vârstei de pensionare. La fel, este o măsură structurală care va avea impact pe termen mediu și lung. Putem vorbi despre legea finanțelor publice locale, prin care, de fapt, am, pe lângă introducerea standardelor de cost, am creat disciplină financiară la nivelul autorităților locale. Întotdeauna, dacă ne uităm pe perioada până în criză, autoritățile locale erau o zonă, spațiul local era o zonă în care erau excese pe partea de cheltuieli. Am reintrodus codul muncii. Avem o piață a muncii, implementează și reglementează o piață a muncii care trebuie să fie mai flexibilă.